Un incendiu violent a avut loc azi noapte la o vulcanizare din municipiul Megidia, care avea și un depozit de anvelope second-hand. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, dar pagubele materiale sunt importante. Incendiul a izbucnit în jurul orei 22 pe strada Tudor Vladimirescu la un depozit de anvelope și o hală unde se desfășurau activități de prelucrare fier forjat. Atelierul de tâmplărie care funcționa în aceeași curte a fost salvat. La fața locului s-au deplasat 3 autospeciale de la detașamentul Megidia și una de la Cernavodă, pompierii reușind lichidarea incendiului abia după aproximativ 4 ore. A fost însă nevoie mai întâi de intervenția echipelor Enel, deoarece pompierii nu puteau acționa cu apă din cauza curentului electric de 380 de volți. Detașamentul de pompieri Megidia a intervenit cu forțe și mijloace în urma unei solicitări prin serviciul unic de urgență 112. Am fost solicitat să intervenim la un incendiu pe strada Tudor Vladimirescu, la o hală unde se desfășoară două activități, respectiv o activitate de vulcanizare și un atelier de prelucrare a fierului. Deocamdată nu vă pot da relații vis-a-vis de cauza incendiului, rămâne să facem câteva cercetări și deocamdată este în curs de stabilire. Crezi că exista riscul de a se extinde focul în clădirile electronice? Exista această posibilitate, dar am luat toate măsurile ca să prevenim extinderea incendiului. De asemenea, vă pot menționa faptul că un atelier de tâmplărie a fost salvat de flăcări. Câte autospeciale au intervenit? Pentru lichidarea incendiului au fost necesare 3 autospeciale de la detașamentul de pompieri Megidia și am mai chemat încă o autospecială cu apă și spumă de la detașamentul Cernavodă. Proprietarul vulcanizării și pompierii au reușit să scoată cele mai multe cauciucuri afară și astfel să limiteze pagubele și dimensiunile incendiului. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, dar la fața locului au fost prezente și echipaje ale serviciului de ambulanță.